V-am regăsit, stimați prieteni, am avut o vară foarte capricioasă, dar destul de caldă, ca să-i scoată pe oameni afară prin parcuri să vâneze Pokémon. Uh, unii au alergat chiar toată vara, și acum s-a mai diminuat fenomenul, nu pentru că-i frig afară, ci pur și simplu a trecut. După ce compania respectivă a câștigat o grămadă de bani pe chestiunea asta, unii au rămas totuși vânând Pokémon. Un om politic a fost surprins că nu mai doarme în Parlament, ci vânează Pokémoni. De la copii până la oameni în toată firea, aleargă în față cu un dispozitiv electronic, urmărind ființe care nu se văd cu ochiul liber, dar se văd în spațiu electronic. Am vrea să lărgim puțin discuția noastră și de data aceasta am apelat din nou la ajutorul unei invitate speciale, uh, psiholog clinician Anca Axente. Bine ați revenit! Mulțumesc în, frumos! În Bine cadrui, am regăsit. Da, ne aflăm iarăși între scriptură și ziare și scriptura ne spune toate lucrurile îmi sunt de folos însă nimic nu trebuie să pună stăpânire de pe mine. Ziarele ne vorbesc despre un nou tip de dependență și aș vrea să lărgim discuția noastră puțin de la pokemonizarea din această vară spre jocuri electronice, dependența de jocuri video, jocuri în general și mai ales cu referire la copii. Ce se întâmplă când cineva începe să joace un joc compulsiv din perspectiva psihologului clinician? Atunci când vorbim despre jocuri de orice fel, putem să ne gândim la o dependență la ceva nociv sau putem să luăm ca atare și să ne gândim care și efecte benefice. Știm că multe dependențe uh, se referă la uh, fie băuturi sau consumabile, medicamente care sunt benefice dar în cantitate mică pentru cineva anume uh, iar când vorbim despre jocuri și mai ales despre jocuri electronice vorbim și despre un mediu este vorba despre un mediu care în sine nu are cum să fie nociv în totalitate, uh -huh. dar ceea ce se desfășoară pe terenul acelui uh, joc uh, este sau poate fi nociv, de asemenea și benefic. Uh, știm că studiile pot să arate, să demonstreze cam orice, dar uh -huh. totuși știință cred că există un beneficiu a jocurilor, chiar a jocurilor electronice, se spune că unele jocuri de strategie, de exemplu, vorbind de mediu, nu i-așa acest conținut e considerat benefic de către foarte mulți. Excesul nu este bun în acest de sens. Niciun lucru până la urmă. Ca în orice, exact și dacă vorbim despre jocuri cu atât mai mult, însă nu este vorba de un exces aici, ci de tipul de joc. Și jocurile educative pe, uh, pe calculator sunt, până la un punct, educative. Însă, mi-amintesc și acum despre uh, un joc. Nu mă joc, nu-mi place să mă joc, niciodată nu mi-a plăcut, mm. dar m-a prins la un moment dat uh, împreună cu fiicele mele pentru că mm -hmm. am vrut să văd, să intru în, în lumea lor. lor. Da. Și ne-am jucat ping-pong uh, cu degetul pe ecran. Da, da, da. Mi place foarte mult să joc ping-pong, dar nu seamănă absolut deloc. Viața de reală. Bineînțeles. <laughs> dacă se poate la salină. <laughs> da, da. uh, nu, uh, nu am văzut uh, nimic fascinant decât că era uh, foarte stimulent, stimulator și efectul pe care îl avea nu era niciunul de satisfacție deosebită ci o competitivitate, ar spune, destul de gratuită, fără nici o miză. Mm -hmm. uh, te poate prinde, este, cum spun, un uh, stimulant foarte puternic, dar uh, efectul secundar al unui stimulant întotdeauna este impactul cu realitatea uh, alternativă, realitatea reală, să spun așa, care este, în comparație cu acestea, extrem de plictisitoare. Fără atâția stimuli pe centimetru uh -huh, pătrat, uh -huh. fără atâtea lucruri care se întâmplă, uh, cu alte cuvinte, nu găsim, nu regăsim în realitate ceea ce regăsim bun în mediul virtual. Și atunci nu mai putem să ne adaptăm la realitate. Acest lucru nu are cum să fie bun. Uh, pe de altă parte, mă gândesc la validitatea ecologică, pentru că de multe ori Realitatea virtuală simulează realitatea, uh -huh. ceea ce unor se consideră a fi benefic. Întâi experiment, experimentăm in vitro anumite lucruri, uh -huh. le experimentăm la nivel de, de uh, mental, după care le trăim. Ei nu este chiar așa. Ceea ce experimentăm virtual nu poate fi replicat în realitate, decât dacă există similitudini foarte puternice. Și aici mă refer la jocurile de strategie care au corespondent în sarcinile cognitive, chiar matematice. Însă știm bine că nu neapărat îmbunătățesc performanțele școlare, da. mai ales cum este structurat învățământul la noi. Ați amintit de câteva lucruri importante. Mai întâi ați spus de un aspect benefic al jocurilor. Mi-a venit în minte când a spus de o, de o băutură, spre exemplu cafea. Eu sunt hip, hipotensiv de o vreme încoace. Aceeași băutură care mie îmi face bine, a spus pentru anumite persoane, pentru anumite situații, poate să-i facă foarte rău unui hipertensiv. Uh, un, un joc. Uh, ați spus un lucru interesant. Un joc poate avea și o componentă benefică. Mi-am adus aminte de. în momentul când a fost uh, scandalul, criza, nu știu cum să-i spun, Pokémon. Uh, am aflat, lucrând cu bolnavi terminali, am aflat de un caz. În care copiii cu bol terminale, în momentul când au uh, accesat Pokémon, au fost stimulați să iasă din uh, salon și au început să facă Foarte mișcare, spus. să umble. Da, da, da. Uh, iată o parte bună a unui joc care intoxicat o, o vară întreagă, o generație, a avut un, uh, un, un efect benefic asupra unei anumite uh, categorii. Și este ceva foarte valoros, de altfel, nu? Da, să facă mișcare. Bun, pretextul n-a fost cel mai fericit, dar a fost totuși ceva care i-a agățat și i-a scos din salon. Și starea unora s-a îmbunătățit, cel puțin temporar, extrem de mult. Apoi, ați amintit de un alt aspect: diferența dintre realitatea virtuală și realitatea realitate. Mai ales în momentul când avem de a de a face cu jocuri combative, jocuri de uh, jocuri violente. Da. Poate dezvolta un adolescent, un tânăr, un copil. Și aici am îndrept spre aceste vârste pentru că cenzura lor față de comportamentul propriu și perspectiva asupra sinelui este mai difuză decât la un adult. El învață niște lucruri în realitatea virtuală și este tentat să le realizeze în realitatea fizică. Ce, ce efecte poate avea acest, dubla, acest dublaj asupra unei minți neformate încă? Ceea ce am întâlnit și pot spune sigur este dezvoltarea unor anxietăți, mai ales dacă sunt copii mici, Uh, ei se sperie de anumite uh -huh. lucruri. Chiar dacă joacă foarte pasionați și pasionali uh -huh. acele jocuri, uh, nu sunt încântați neapărat de efecte. Au coșmaruri, au anxietăți dezvoltate treptat, dar la un nivel destul de, de accentuat. Pentru că ei nu fac diferența dintre realitatea fizică și realitatea virtuală. Cu siguranță fac sau această un, distinție. N-aș spune că nu fac această distinție, dar dacă petrec, de exemplu, 10 ore pe zi, ceea ce să știți că nu este o da. un da. fel de a spune ce este o realitate. Dacă petrec atât de mult timp, da, se poate. se M-am uh -huh. auzit, sigur, în mod exagerat, cred, o asemănare sau o o bandă pe care se poate merge și anume că dezvolte autism, cu siguranță mm -hmm. nu dezvolte tulburare, anumite autism, yeah. dar devin uh, autiști în sensul în care zicem cu toții despre mm -hmm. o persoană că trăiește în lumea lui. Mm -hmm. Și acest lucru poate avea efecte foarte, foarte nocive. Am întâlnit un copil de 12 ani, parcă avea, nu mai știu exact, uh, care uh, se plimba pe stradă, pe carosabil, yeah și a fost uh, aproape să fie lovit de, ma de o mașină, uh -huh. foarte aproape. Și l-a văzut o profesoară și l-a întrebat, l-a întrebat uh, de ce nu s-a ferit de mașină și uh -huh. el a spus că nu s-ar fi întâmplat nimic rău, nu crede. Uh -huh. Acest lucru era da. un efect al faptului că în desene animate, ceea ce el consuma, da. cum spuneam, ore întregi, în desene animate nu are nimeni. Chiar și, dacă este turtit. Da, da, și mai ai întotdeauna o viață, poți reîncărca jocul, poți reseta. Acesta este, bine că am amintit de acest pericol, acesta este, acest este unul dintre lucrurile pe care le, le trăiesc copiii uitându-se la desene animate. A fost un, un caz în anii 80 în care un copil a sărit de la etaj cu o umbrelă pentru, și, bineînțeles, a strivit de sol pentru că a văzut, în, într-un desen animat pe care el îl urmărea, personajele principale sărit cu o umbrelă și fără să pățească nimic. Iată cum realitatea virtuală i-a influențat decizii în realitatea fizică. Acesta este un efect foarte grav și unul vizibil, dar există și efecte mai atenuate și poate invizibile, și anume faptul că nu pot prelucra informația. Copiii știu foarte multe lucruri, au concepte, unii au un vocabular extrem de bine dezvoltat, însă nu știu să folosească acele concepte, nu știu să opereze cu ele, nu știu să-și imagineze corect realitatea. Pot să se sperie la 4-5 ani de un vulcan uh -huh. atât de mult încât să consideră, să creadă că poate erupe acolo unde sunt ei. N-au conceptul de spațiu, distanță, câți kilometri sunt până la vulcanii aceia. Da, și da. trăiesc foarte intens acea anxietate. La fel pot să nu facă diferența, dar la nivel conceptual mai abstract, între realitate și uh, joc, deoarece se simt, cum să spun, constrânși să participe la acel joc. Uh, există, ați amintit de tulburările somnului. Ei sunt deja, așa cum spuneați, studiile pot demonstra aproape orice, dar există în uh, literatura de specialitate și încercând să mă pregătesc pentru această emisiune, am dat atât cât am putut înțelege eu ca profan, am dat peste un domeniu de studiu legat de jocurile electronice, tulburări diverse ale somnului, începând de la insomnii infantile până la tulburări extrem de grave. Uh, Pierderea cu totul a capacității de odihnă a tânărului, adolescentului care este în creștere. Ce, ce efecte poate avea privațiunea de somn la vârstele acestea? Foarte grave, ca la orice vârstă, de altfel. Somnul este esențial pentru om. De Deprivarea de somn, obișnuiesc să spun că este o tortură pentru om. Hmm. În momentul în care omul nu, nu se mai odihnește, nu doarme, nu poate să doarmă, și aici nu mă refer la perioada limitată de timp în care avem un proiect și suntem angrenați în acel proiect, uh, uh, trăim un stres pozitiv legat de el și ne dă energie, ne deprivăm de somn, dar după aceea revenim la normal. Aceast, acest lucru nu intră în această categorie. Dar să încerci să dormi și să nu poți este o tortură. Și se ajunge, desigur, la anxietate, din nou la depresie. La copii mm. este prezentă depresia, dar este mult mai mascată decât la adulți. Și mult un, mai greu de identificat. Și un alt efect legat de asta, și un alt domeniu de, de studiu în, în tot ce este legat de joc, este uh, incapacitatea de inserție socială. Deci, după ce cineva și sunt adulți, de, nu mai vorbim de perioada copilăriei, sunt adulți, 30. 40, 50 de ani care continuă să joace și îmi spun adolescenți cu care au jucat, pe de ce e criticați pe noi, că sunt uh, oameni de vârsta dumneavoastră care joacă în rețea cu noi, uh, fie jocuri violente, fie jocuri de strategie. Uh, de obicei se observă că acești, aceste persoane sunt ne incapabile de uh, asociere de orice fel, incapabile de a-și duce sarcini la îndeplinire, muncă, este ceva... Pentru că este extrem de plictisitor. Da, să te Un duci partener de discuție poate fi extrem de plictisitor, nu-i așa? Mm. Mai ales când colegii se bat și vorbesc urât, nu este mai bine să se izoleze într-un colț și să joace sau să alerge după Pokémon? Cu siguranță este mai recompensant. Și acum vorbim despre beneficii. Întotdeauna beneficiile au avut și o capcană pentru că nu se vinde nimic ce nu este pozitiv, perceput de către cumpărător. N-are cum să fie ceva care e prezentat ca nociv și să fie cumpărat, nu-i așa? Vorbind despre efectele pe plan cognitiv de pildă, care sunt, au fost demonstrate, mă gândesc la un alt aspect. Noi trăim într-o societate, noi românii, în care se pune foarte mare accentul pe performanță, lucru bun până la un punct. Dar se pune accentul doar pe performanță. Abilitățile sociale nu sunt în vizorul educației, cu toate că sunt materii care vizează acest lucru. În realitate, nu este încurajat acest aspect, cum nu este încurajată inițiativa, spontaneitatea, cre creativitatea și inițiativa. Uh -huh. Lucruri esențiale. Uh, un joc de genul acesta, un joc electronic sau orice joc din categoria aceasta, pe care. O considerăm în general nocivă. Este un joc care îl debilitează pe copil din punct de vedere social, dar și cognitiv. Pentru că nu, nu poți fi creativ. Zici că, de exemplu, construiești ceva și ești creativ. Dar cum ar fi să pui mâna pe o foaie de hârtie și să construiești ceva? Am făcut da. Da. aici, da. aici iertați-mă că vă întrerup, dar cred că ați atins un lucru extrem de important pe care aș vrea să-l exploatăm. Uh, este important să ne jucăm. Uh, și ca adulți. Este, noi avem un micuț de 2 ani, și acum pricep mai mult decât în cazul celorlalți copii cât de important este să mă joc cu el. Este important pentru ei să se joace. Se pare că uh, un copil care se joacă corect, există o parte a jocului corect, va deveni un copil harnic, un copil care va munci corect dar nu orice joc este un joc benefic. Spre exemplu în generația noastră luam un par el era da. sabie, dacă îl încălecam era cal și asta ne dezvolta imaginația. Dacă îl puneam într-un într într alt context devenea altceva, recontextualizarea acelui aceluiași obiect crea tipuri de jocuri diferite și dezvolta imaginația. Erai obligat să introvertești, să, să chemi înăuntru imaginea pentru a dezvolta o întreagă lume. Acum, copiii noștri sunt, li se, uh, sunt puși în situația în care li se uh, aplică pe tabletă, li se exteriorizează absolut toată imaginea și imaginația lor nu mai este solicitată absolut deloc. Cum și nu facem? doar imaginația. Dar cum facem cum deosebirea între jocul benefic, jocul bun, hmm? spre care ar trebui să-i îndemnăm pe copii, și jocul toxic? Și începe prin a spune că jocul, cum spuneați, este o formă, uh, creativ, uh, nu a creativității, a activității umane. La orice vârstă, dar pentru copil, în mod special, este mediul lui de comunicare. De pildă, dacă vrei să-i spui ceva unui copil, să-i comunici ceva, Până la o vârstă la care nu ne-am gândit, poate chiar 12-13 ani, putem să-i comunicăm prin intermediul jocului. De celea școală s-au preluat jocuri pentru a comunica, de pildă, regulile. În loc să le spună copiilor, regulile aici sunt, asta, asta și asta, îi angrenează într-un joc prin care ei își dau seama care ar trebui să fie regulile și le stabilesc împreună. Pe lângă faptul că sunt, jocurile sunt un mediu de comunicare foarte important, ele reprezintă și modul prin care omul se dezvoltă. Își dezvoltă toate capacitățile. Aș vorbi despre lucruri mai puțin abordate, de exemplu, la nivelul școlii, cum ar fi curiozitatea, cum ar fi simțul morului, care în joc există în sine fără să depunem un efort, fără să inserăm acest lucru în mod voit. Pentru că este inerent jocul. Nu poți să te joci și să n-ai simțul umorului. Sigur și mai sunt câteva lucruri care țin de capacitățile noastre de a interpreta texte, de a citi uh, texte literare, de a citi poezie. Pentru de că jocurile textul, de cuvinte, sigur, nu așa? Sigur, jocurile de cuvinte, dar jocul în sine presupune metafora, presupune Uh, un, un semnificant și un semnificat uh, presupune o imagine care trimite la mai mult decât imagine în momentul când uh, el privește deasupra și joacă un joc de strategie și mută ostași țări și așa mai departe redesenează o hartă uh, dezvoltă capacitatea de a uh, avea o perspectivă holistică asupra istoriei asupra de, acest fel de jocuri cognitive probabil sunt de încurajat dacă tot ni le pune tehnologia la dispoziție. Întrebare. Da. Cum evităm dependența chiar în când este cazul de jocuri bune? În cazul jocurilor așa le numesc de bune. Jocurilor care stimulează creativitatea, capacitățile cognitive. Cred că nu există neapărat prea mult din această categorie, deoarece dacă jocurile sunt alese bine, și aici nu mă refer la jocuri pe computer, e. pentru că jocurile pe computer au atâtea limitări încât uh, noi trebuie să le acordăm cât mai puțin timp. Obișnuiesc să le spun părinților că nu vor pierde nimic copiii, acest lucru uh, se învață extrem de ușor la orice vârstă, dacă nu, nu vor pierde computerul. absolut nimic dacă nu folosesc computerul și mulți părinți, poate, poate, poate. mulți părinți au preluat această idee. Hmm. Părinții la care nu ne așteptăm da. și copiii au înflorit, hmm. realmente, nu hmm. pot să vă spun ce efect benefic a avut. Au început să se joace jocuri din acestea imaginative, Cu simbolice, de lemn, pe exemplu, sau diferite, orice fel da. de joc. Da. Și au început să, să aibă mai multă răbdare. Acest lucru nu este deloc surprinzător. Și să se poată concentra mai bine. Aici, dacă, dacă aș putea striga către părinți, către părinți care își lasă copiii cu orele în fața unor desene animate, din ce în ce mai violente, inclusiv bătrânele, desene animate produse de... O companie foarte cunoscută, erau extrem de violente, în care o pisică fugărește un șoarece și își fac tot felul de, de, de uh, șicane uh, da. unul altuia. Dar uh, da, acest motiv, stă liniștit, îmi dă timp, vă dă timp pentru ce, dragi părinți? Ca părinții pentru, să fie liniștiți, da, pentru că că să aibă răbdare. Copilul, copilul este da. comoara pe care o avem câțiva ani doar sub ochii noștri și ar trebui nu să ne dea ei timp nou, ci noi să le dăm timp lor, să petrecem cât mai mult timp împreună cu ei. Iată cum ați făcut dumneavoastră că v-ați jucat cu fetele. Probabil am putea evita căderea copilului noștri în aceste capcane dacă îi călăuzim și mergem alături de ei prin această lume extrem de periculoasă a jocurilor virtuale a jocurilor electronice a jocurilor da, de orice da. fel până la urma, urmă și vreau să spun că le-am strânit simțul umorului deoarece eu nu sunt la fel de abilă ca ele mm -hmm. da, da, da. <laughs> și am strânit umorul am strânit uh, o situație socială, dezirabilă mm -hmm. dar iată că ați ajuns uh, spunând ce ați spus anterior tocmai la o soluție eu de câte ori am propus părinților să stea cu copiii în loc să îi lase să joace și nu să stea toată ziua pentru că acest lucru îi sperie da. uh, ci unor 10 minute, rezonabil cu siguranță, 20 de minute da, din 24 de ore sigur. este foarte rezonabil da. să stea pe covor cu ei să îi angreneze într-un joc, nu contează ce fel de joc, unii părinți se simt blocați pentru că nu pot ei să genereze un joc, nu pot ei să fie parte din, dintr-un joc, nu sunt destul de spontani. Dar acest lucru se poate forma, este deosebit de benefic și pentru părinte. Sau pur și simplu să citească împreună. Uh, unul, unul dintre lucrurile pe care, pe care le-am accesat mai tot timpul în perioada asta și care ne-au readus aminte de capacitatea pe care trebuie să o recuperăm de a ne juca copiii a fost uh, Antoine de Saint-Exupéry, micu prinț. Da. unde este o, tot timpul această idee de reîntoarcere benefică, sănătoasă la copilărie să dăm în mintea copiilor într-un mod sănătos tocmai pentru că acolo este mediul după cum ați sesizat, în care le putem comunica marele adevăruri ale vieții prin jocuri, prin, mai ales prin ieșit împreună cu ei în natură era un, un meme la un moment circulat pe mediul socializare doi copii într-o pădure și de era scris un text. Niciodată copiii nu își vor aduce aminte prima zi la televizor sau prima zi în care s-au jucat un joc electronic. Deci da, da. își vor aduce aminte cu siguranță prima ieșire cu tatăl la pescuit, prima ieșire la grădinărit cu mama. Până la urmă, acestea copiii interpretează tot ca un joc. În momentul când mergem cu ei să săpăm în grădină, lor li se pare acesta o joacă. Iată că putem da. improviza în domeniul activităților serioase spălatul vaselor pentru o fetiță pentru ei este un joc spală pentru păpuși și așa mai departe și putem învăța abilitățile uh, și priceperile de mai târziu uh, în viață Cum spuneam, pentru copii este mediul de învățare, jocul este ceva ce nu poate fi de desprins de copilărie chiar dacă noi încercăm sau nu încercăm dar așa ne iese poate să îl desprindem în mod real el este prezent dacă vrem să ne apropiem de copii, ne apropiem prin intermediul jocului. De aceea este atât de important și de aceea prind atât de mult orice joc la copii. De aceea uh, se vând atât de bine jocurile de orice fel. Da, pentru că în uh, principiul oricărui joc este o imitație în micro a realității. Uh, ce devine toxic este atunci când jocul devine regent și reinterpretează realitatea pentru noi. Există caz în care uh, mi-a spus un prieten, un reporter, a intervievat un tânăr care a era proaspăt șofer. A spus că a avut tentația de a se cu mașina pe trotuar să lovească pietoni pentru că în adolescența lui a jucat un astfel de joc. Când s-a aflat pentru prima dată la volan, a avut tentația de a trage de volan și să facă ce spuneați, să, să lovească pietoni, pentru că acolo sare sângele pe pereți, dar aceiași pietoni își revin în reîncărcarea ulterioară a jocului. Iată cum da. un joc reinterpretează realitatea. În loc să fie o copie în micro a realității și să învățăm abilități în realitate, ne se, se transferă invers. Se da, să trebuie să avem în vedere faptul că majoritatea părinților. Au intenții bune pentru copiilor și încearcă să-i ferească de acest gen de jocuri. În schimb, consideră, foarte mulți dintre ei, că este benefic să îi lase uh, în prezența unor jocuri educative, cum spuneam, pe internet sau pe telefoane mobile. Uh, acest lucru îl amintesc pentru că, dacă vorbim despre jocuri educative pe computer, vorbim despre dezvoltarea cognitivă, se spune și despre dezvoltarea flexibilității și despre dezvoltarea uh, cognitivă, dezvoltarea atenției, memoriei de lucru pentru acest tip de jocuri, dar problema este că nu îi putem cufunda doar în această realitate, doar cea cognitivă, în detrimentul celei sociale, de exemplu, plus vreau să ne amintim de sănătatea mentală. Ce înseamnă sănătatea mentală? Înseamnă o iuțime a minții deosebită sau un echilibru interior emoțional, social și cognitiv uh, manifest, bineînțeles, și dovedit prin comportament. Dacă acest lucru se întâmplă, da, suntem echilibrați, dacă nu, nu. Ați amintit de Antoine de Saint-Exupéry? Mie îmi place foarte mult cum scrie în citadela despre logician și uh, despre poet. Uh -huh. Cu siguranță, logicianul este atrăgător prin uh, acrobațiile mentale pe care le face, însă un poet va fi întotdeauna echilibrat. De ce? Pentru că își exprimă emoțiile, pentru că are răbdare să pună în cuvinte ceea ce simte. Hmm. Lucru aproape imposibil pentru cineva îngrănat în jocuri strategice, logice, abstracte. De ce uh, i-aș uh, sfătui sau? dați-mi voi să folosesc i-am sfătuit pe părinți să nu se bucure așa de mult în momentul când copilul devine foarte foarte abil în folosirea computerului la fel cum spuneați Adineauri, pentru orice copil cu o inteligență medie este extrem de ușor să folosesc o statură. dacă noi părinții sau bunicii nu suntem la fel de abili datorită faptului că Internetul s-a descoperit când noi aveam 20-25 de ani, nu la fel este în cazul lor. Mirarea asupra copiilor, o oh, ce inteligent este, uite cum folosește computerul mai bine ca bunica. Nu este deloc o reușită extrem de mare. Mai degrabă este o reușită pentru un copil să poată conecta cu acea bunică, să poată comunica, să da, poată fi da, spartă da, da, podul sau bariera dintre generații. În acest sens, aș dori să spun că dacă îi spunem un copil, unui copil care, repet, este dependent din momentul în care petrece foarte mult timp la computer, dacă îi spunem doar să nu mai sta la computer, nu va face lucrul ăsta. Fie că sunt părintele, fie că sunt uh, psihologul, fie că sunt profesorul, nu contează, acest lucru nu se va întâmpla. Așadar, uh, de obicei sugerez tehnici mult mai uh, puțin nu neapărat mai puțin acceptate, dar la care ne gândim mai puțin și anume o intervenție paradoxală, uh -huh. de genul să-l pui pe copil obligatoriu să stea o oră la computer când se desfășoară ceva în familie uh -huh. sau, uh, bine, ar fi ca o pedeapsă aproape, uh -huh. percepută ca o pedeapsă la copii mici merge, la copii mai mari Aș spune că se poate, așa cum am încercat la un nivel la care am fost în stare foarte să intru. Numai un pic vreau să vă întreb că ceva ce nu înțeleg și aș, probabil neînțelegerea mea este uh, similară cu cea a telespectatorilor. Deci, e foarte interesant ce spuneți. Deci, să le administrăm o pedeapsă într-un domeniu pe care ei îl doresc, făcând antipatic domeniul respectiv. Da? Am înțeles bine. Deci dacă Foarte el vrea... bine și să nu-l pedepsim mm -hmm. să-și facă temele din același motiv pentru care acordăm această pedeapsă. deoarece va ajunge să urască temele iar noi nu asta vrem. Mai bine să urască yeah. computerul și jocurile pe computer și spuneam, vreau să spun despre copiii mai mari că ar funcționa acest lucru pe care l-am încercat și eu cu fetele mele și anume să mă apropiu de ele, să joc cu ele poate și să încep să ridiculizez ceea ce este de ridiculizat. Da, adică, ironia, ironia eu și umorul. Nu, cred că nu găsim sigur. așa ceva. ironia și umorul sunt instrumente extrem de bune din punct de vedere didactic. Apropiindu-ne de ultima parte a discuției noastre, aș vrea să continuăm pe același ton pe care ați început deja, spre soluții. Da, avem o cazuistică extrem de diversă și avem deja cazuri patologice de copii și adolescenți într-un stadiu de dependență în care au apărut alte complicații deja în viața lor. Obezitate, boli cardiace, mișcându se da, nema, da, da. Da. Avem, avem cardiaci la 16 ani. Este foarte adevărat. Avem Am supraponderal întâlnit. și obez, cu obezitate morbidă la 18-20 de ani din cauza faptului că acești copii au înțepenit realmente își mănâncă Uh, tot felul de, de mâncăruri sau hrană, plus că uh, intrând în camera respectivă uh, totul este în, în deglingoladă și în părăsire și uh, totul este aruncat și uh, tot felul de stixuri prin pat și uh, băuturi vărsate peste... și observi că adolescentul respectiv este focalizat doar în fața ecranului de sticlă, pe mouse și acelea mânjite și murdare. Aici... Avem deja o situație patologică. Sunt părinți disperați, și am ajuns la emisiunea aceasta, și din pricina acestor strigăte de, de ajutor. Care ar fi prima cale? Ce ar trebui să facă ca primă inițiativă părinții respectivi într-un astfel de caz extrem? Într-o astfel de situație, nu cred că un părinte singur ar face față. Adică am văzut că nu se întâmplă acest lucru și cred că este important și pertinent să spunem că ajutorul unui specialist ar fi necesar, mai ales că independență nu, nu mai este problema voinței. Există expresia aceasta, nu are voință, uh -huh. este adevărat, dar faptul că nu are voință este patologic deja. Nu putem face apel la voință din moment ce problema este Cine tocmai în acest domeniu. A, a. Uh, în acest caz, uh, într-adevăr, un parcurs mai greu ar fi, cum să spun, să încerce singur. Uh -huh. Ceva mai ușor să încerce cu ajutorul unui specialist, și primul pas este să identifice problema. Dacă nu consideră că este o problemă, și dacă și copilul îi, îi sugerează faptul că este în regulă, atunci nu avem ce trata. Nici ca părinte, nici ca uh, adolescent sau copil. De aceea este important să recunoască măcar părintele că ar fi o problemă. Sunt copii care recunosc că au o problemă cu asta, dar sunt copii care nu vor să se desprindă de acest lucru. Așadar să lucrezi la motivația unui părinte este, la unui copil este uh, uh -huh. cu adevărat o artă. Este foarte dificil, dar nu este imposibil. Uh -huh. Să motivezi copilul, ar presupune în prima instanță să identifici alte probleme uh, care ar putea să fie și pentru el probleme. Uh -huh. Cum ar fi socializarea, faptul că nu are prieteni cu care se înțelege, uh, faptul că este obez faptul că um, trece prin stări de anxietate și acest lucru l-am întâlnit și la adulți e. E. având aceste capete de pod, putem ajunge la, la copil sau copilul poate ajunge la specialist iar de acolo este o muncă nu foarte ușoară, nu foarte ușoară pentru că adică nu este o muncă pe care se o desfășoară în două ședințe, nici măcar în Cinci ședințe, poate. Am sugerat într-un astfel de caz uh, o soluție extremă. Nu știu dacă am greșit și vreau să verific cu dumneavoastră. La un moment dat, în cazul unui asemenea dependent care a început în adolescență, a devenit deja adult, și am sugerat părinților tăierea suportului ca copilul să poată ieși în viață să lucrezi. Spune, gata, este vremea să ieși la lucru, să te susții. Nu putem face, frate, că e copilul nostru. Nu putem. Ei, ei, uh, ni se rupe inima. Uh, cumva, cumva am văzut că și copilul ar fi colaborat dacă ar fi fost trimis la muncă. Și un prieten avea o vorbă foarte interesantă. Fiul risipitor s-a întors acasă pentru că taicul nu i mai trimis pachet. Pentru că în momentul în care le, sub, le sponsorizăm copiilor această situație de compromis, firea lor naturală îi va îndemna să exploateze situația. Și aici, probabil, trebuie lucrat cu părinții în, într-un astfel de caz. Este greu să spunem și să ne pronunțăm, și în acest sens ne asumăm o mare responsabilitate, deoarece um, aș spune că a fi un fiu risipitor este o calificare de-a dreptul. Uh -huh. Trebuie să fi calificat pentru așa ceva, în sensul da. că unii copii reacționează bine și poate mesajul nu ar trebui să fie în totalitate acesta. În schimb alți copii nu reacționează bine, sunt foarte um, reticenți la ideea de a fi părăsiți, abandonați. poate au fost abandonați, da. poate au fost uh, și până atunci, uh -huh. dacă există o relație foarte bună, poate că iar încălzi acest lucru. Însă, dacă n au avut niciun fel de atașament și uh, îi și alungă din casă, de exemplu, mm -hmm. s-a întâmplat și acest lucru, mm -hmm. închide pe din afară pentru că da, întârzie. Da, da, da. da acest asta lucru e o idee cu totul nefericită. Alungarea din casă, nici tatăl fiului ispitor nu l-a avut cu siguranță. Dacă înțelegem bine mm -hmm. acea pildă mm -hmm. și anume inima acelui tată, atunci vom ști că nu acțiunea în sine contează, ci Inima. inima. Așa, nu este da. vorba despre o dezmoștenire aici, nu este vorba despre uh, a lua o moștenire, ci este vorba despre a-l câștiga pe copil. Iar pentru asta eu am cel mai mare curaj să-i să sfătuiesc pe părinți să rămână cu copiii și alături de copiilor. Uh, să le arate dragoste, să le arate afecțiune. Categoric mm -hmm. și înțelegere, să aibă acea capacitate de a-l înțelege pe copil, inclusiv în dependența lui. De a nu-l urâ pentru care are acea, acea dependență, de a nu-l respinge. Pentru că o persoană care este bolnavă, cu siguranță nu este atrăgătoare, dar îl îngrijim, nu? La fel este și cu această dependență care poate fi considerată la un moment dat o boală. Când. Uh... Îi îndemnăm pe părinți. Sunteți în situația în care trebuie să ajungeți împreună la psiholog. Avem psihologi creștini, de asta stăm de vorbă cu dumneavoastră. Avem persoane care specializate în psihologia copilului. Mergeți la psiholog. Nu o să merg cu copilul meu, nebun. Ei, aici aș vrea să insistăm puțin în finalul discuției noastre. A ajunge la psiholog nu înseamnă că ești nebun. Deja. Nu înseamnă deloc lucrul da. acesta. Nici a merge la psihiatru nu înseamnă că ești nebun. Da. Nu neapărat, nu? Da. Sigur, sigur. Chiar dacă termenul folosit este dur, uneori, da, sunt cazuri extreme, dar. Uh, la, psiholog ai, la psihiatru ai nevoie de medicament în diverse situații, și de diagnostic, de tratament, chiar uh, la psiholog, la fel, ar trebui să se prevină multă dintre probleme. Nu să se ajungă până la situația în care n-am ce face, mă duc la psiholog, că n-am altă alternativă, mm. dar majoritatea atunci ajung. Deci i-am sfătui cumva pe cei care au astfel de probleme în casă, părinți, copii, adolescenți uh, și mai ales la vârste fragile atunci când se dezvoltă o dependență uh, până la compulsivitate să apeleze la specialist. La un moment dat s-a gândit da. da. că trebuie, nu ne mai putem descurca singuri și în momentul când conștientizăm și unii și alții, părinți și copii, când copilul mai este încă sub autoritatea în care poate să fie luat și mers cu el, dacă este la o vârstă mai mare în care putem negocia cu el să mergem împreună, ar trebui să ajungem la specialist. Da, și când sunt mici, copiii pot fi învățați mult mai ușor. Este mai simplu. Da. Ce se întâmplă în momentul în care, să presupunem, scăpăm de sub control o asemenea situație? și se ajunge la formele cele mai grave de dependență. Uneori este asociat consumul de substanțe, consumul de droguri, pentru că această sete după realitatea virtuală se transformă la un moment dat când stimulul jocurilor nu mai este destul, căutăm un alt stimul și așa e făcută natura umană Caută stimul tot mai puternice, și droguri tot mai puternice. Uh, și s-a observat o tranziție, uh, în unele cazuri, de la acest fel de realitate virtuală, și de la uh, pierderea în uh, visurile și fantaziile generate de jocuri spre consumul de substanțe. Da, pentru că acest consum de substanțe este stimulant, de asemenea, uh, și copiii la vârste foarte fragede sunt curioși iar uh, a le satisface curiozitatea în acest domeniu este extrem de nociv deoarece transferul sau uh, migrarea înspre dependență se face ușor atunci când sunt adolescenți aceea orice dependență de acest gen trebuie evitată de la vârste mici Iată apropiindu-ne de final am văzut că există jocuri și jocuri jocul este ceva care ne călăuzește de la din mica copilărie până la bătrâneți există bătrâni bunici care se joacă cu copii și găsesc satisfacție s-au făcut experimente în, într-un azil de bătrâni a fost înființat o grădiniță și au fost puși uh -huh. alături copiii Uh, care erau deja dependenți de tablete, de uh, jocuri, de uh, tot felul de astfel de dispozitive, și au fost puși alături de bătrâni. Bătrânilor s-a îmbunătățit, inclusiv condiția fizică, pentru că au trebuit, au fost forțați să se ridice după copii, uh, au fost scoși din, din lumea lor de bingo, în care jucau și ei, și în azil de bătrâni să practică. Uh, pentru trecerea timpului da. uh, se joacă aceste jocuri clasice. Bătrânii au fost câștigați, copiii au fost câștigați, au început să socializeze și situația ambelor categorii s-a îmbunătățit. Iată că există jocuri bune, jocuri benefice, există jocuri toxice, există jocuri care duc până la o patologie. Uh, în astfel de situații avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând, și Dumnezeu a lăsat în biserica lui persoane care sunt calificate și specializate pentru astfel de situații. Când nu mai putem singuri, apelăm la specialiști, la consilieri, la ajutorul trupului lui Hristos, la biserică. Aș vrea să vă mulțumesc pentru timpul acordat, pentru mulțumesc disponibilitate. Eu. Pe burtieră apare un mail iar părinții interesați pot să vă scrie, să ia legătura cu dumneavoastră și să apeleze că cu răzneală la ajutor. Eventual, știu că sunteți într-o asociație profesională, puteți să le recomandați colegi de dumneavoastră din orașele în care ți-și sunt așezați să poată. În cazul să, în care știu, cu siguranță. Da, să poată avea parte de ajutor. Dragi prieteni, suntem la finalul unei emisiuni în care am atins un subiect dureros. Dependența de jocuri virtuale, de jocuri pe computer, afectarea realității din mintea noastră și îndepărtarea de realitatea fizică este o problemă care afectează din ce în ce mai multe familii și de multe ori ne este rușine să spunem că suntem și noi creștinii afectați de această lume. Este bine să privim problema cu mult curaj, este bine să ne privim copiii în față, să intrăm și noi în lumea lor pe, pe cât este posibil și cât ne mai dau voie. Va veni o vreme când nu ne vor mai da voie să intrăm în lumea lor. Jucați-vă așadar copiii, din când în când să mai dăm în mintea copiilor pentru ca ai noștri copii după aia să dea în mintea noastră a adulților într-un mod bun. Vă mulțumesc încă o dată pentru răbdarea și atenția dumneavoastră.